Deci, mă numesc Tatiana Novelic, sunt președinta Asociației ASO Moldavia de la Roma. Vă cunosc de mai mulți ani, vă urmăresc prin intermediul site-ului Codru. Și ce nu-mi plăcea, că nu reușeam să dau de contactul vostru, deci căutam pe site cum să iau contact cu voi, fiindcă suntem o asociație mai mult care ne dorim să facem relații, deci să facem, despre ceea ce am vorbit și astăzi la această întâlnire, să facem o rete socială între moldovenii care sunt în Italia și nu numai. În prealabil, asociația ne-am gândit de la bun început să fie o asociație culturală, dar dând faptul că trăim la Roma și este foarte problematic cu un local care să fie destinat asociației, deci am decis să profităm de instrumentele care ne oferă contemporaneitatea, dacă se poate de spus așa, să ajungem la persoanele noastre prin intermediul tehnologiei. Așa, dacă să vorbim prin intermediul companiei Wind, deci anul trecut am prezentat un proiect la Ministerul de Pare Oportunitate la Roma, unde mergea vorba dinspre informarea moldovenilor și nu numai, deci mergea vorba limba română, limba rusă, ucraineană, cu toate informațiile care țin de imigranță în Italia. Din păcate, proiectul ăsta nu a luat amploare, fiindcă din greșelile noastre, deci am greșit noi ceva în proiect și nu s-a aprobat, dar ideea noastră care era? Să facem un radio web și prin intermediul radioului, prin intermediul la compania Wind, toate informațiile să ajungă la străini, fiindcă toți străinii folosesc Wind-ul în Italia. Deci, în alte cuvinte, ne ocupăm mai mult cu relații, deci multe persoane nu știu unde să se adreseze, spre exemplu, pentru o simplă întrebare la Roma, să-și aducă familiare în Italia. A fost așa un caz la Roma, că a murit o doamnă, un incident, probabil ați văzut și voi. Când a murit doamna, prietenii m-au sunat pe mine, asociație, cum putem să-i ajutăm. Noi, dat faptul că avem relații cu ambasada, sunt foarte disponibili la Roma și avem contactele personale a consulului, le-am pus în legătură cu consulul, cum să trimit acasă, deci reposata, ce documente sunt necesare. Deci, inputul care eu vreau să-l dau, că persoanele noastre au nevoie de cultură aici în Italia, au nevoie de poezie, au nevoie de a se afla împreună, deci așa întâlniri cum am avut astăzi, fiindcă ne unește, ne simțim ca acasă, dar aflându-ne în această țară, avem nevoie de a ne integra în această țară, de a cunoaște drepturile, dar și obligațiile care le avem noi către acest stat. Să luăm exemplul viu care acum nu vor avea carta de ședere persoanele care nu cunosc limba italiană. Deci avem persoane care lucrează de 10 ani la fix cu bătrânele care nu vorbesc deloc italiană. Ele nu citesc deloc literatura italiană și din păcate aceste doamne nu se poate să obțină carta de sojornă. Deci noi ne stăruim la Roma să aflăm unde să fac cursuri gratis de limba italiană, deci lucrăm foarte mult cu ACLI, unde să fac cursuri gratis, deci în privința să studieze persoanele și informatică, management, deci tot ce ține de noi imigrație, fiindcă este foarte dificil ca o persoană care a venit aici să lucreze la fix, să devină un întreprindere să-și deschidă sau, dar în principiu, măcar limba acestei țări trebuie să o cunoască pentru avantajul său. Deci cam aceasta, noi să zic că facem cultură la Roma este foarte imposibil, fiindcă lipsesc spațiu. Dar ne stăruim să avem o relație, vorbim cu sute de persoane care niciodată nu i-am văzut. Dar eu, când la mine se adresează o persoană și eu dacă o les cu un răspuns pozitiv, negativ, eu mă simt rău. Eu tot timpul, dacă o persoană se adresează, mă stăruie tot timpul să îndrumăm, să-i dăm un sfat bun. Sunteți deschiși pentru o eventuală colaborare între asociații? Păi, dat faptul că mă află deja aici, sigur, da. Sigur, cu mare plăcere. Noi deja coleg am... Colaborăm deci, prin sistema internet, tehnologie, dar am făcut așa o întâlnire între 12 țări la Roma, unde din Italia au fost prezenți numai asociațiile din Roma, dar noi pe parcurs vorbim foarte mult cu persoane din Canada, din Grecia, Portugalia, Spania,
Și ne-am dorit de ce nu să ne organizăm moldovenii între noi și să facem, spre exemplu, întâlniri odată în an. Acum pentru Moldova se dispun foarte multe fonduri, o să fie predestinate diasporii. Deci de ce să nu ne organizăm pe un nivel mai... Asta e un bun început. Ceea ce am făcut noi azi e ceva pozitiv, cred. De cât timp activați aici în Italia? Pe personal mă aflu din 9 ani, dar activăm cu asociație din 2004. 6 ani deja. 6 ani, dar facem, vă zic, sunt persoane care vorbim de 3 ani la telefon, ele, Tatiana, putem să ne întâlnim, ele spun, mă iertați, n-am timp. Destul, mie îmi pare bine că v-am ajutat cu ceva, da? Dar întâlniri, lăsăm, mai pe urmă. E bine când o persoană, eu știu că am făcut fericit pe cineva și mă simt și eu fericită. Emoții pozitive, energie pozitivă. Deci multe persoane nu cunosc, sunt bursă de studiu gratis la Roma, multe persoane nu au impactul ăsta cu noi, cu realitatea. Noi care folosim sistema media, deci care stăm prin internet, citim, ne informăm, dar aceste persoane nu sunt puține, sunt mii. Noi vorbim de mii de persoane. Suntem foarte puțini lideri care activăm sau cunoaștem ceva. Deci trebuie să fim noi mai umili, să înțelegem exact persoanele astea și să ne dăm în jos la nivelul la persoanele astea, fiindcă foarte mult multe persoane cred că tu ești iragiungibilă, cum spun italienii. Îmi cer scuză, dar eu gândesc mai bine italiană și vorbesc mai bine italiană. Îmi pare rău. Dar nu e nicio problemă. Dar... Cum credeți, asociațiile moldovenilor în Italia au colaborat destul, colaborează destul? Ceea ce privește Roma, Roma este foarte dispersă și în realitate cam tristă, fiindcă noi între noi, da, colaborăm, dar nu reușim să facem ceea ce am făcut astăzi toți aici. Deci, noi am vrut să ne unim forțele și la Roma. Am făcut, așa zisă, FAMEL, Federația Asociațiilor Liberi și Independente Moldavi în Roma. Ne-am unit forțele noi, Asociația San Nina Onlus și Asociația Moldavi Nel Mondo. Dar nu reușim din ceva, parcă ne stopează tot timpul, ne lipsește un local unde noi să ne întâlnim, unde să avem un calculator, fiindcă persoanele, dacă vin după informație sau ceva, dorim să organizăm, când lucrez împreună, deja într-același oraș, trebuie să fie un local numai decât asta. Dar exact. În Italia nu suntem așa. Eu mă bucur că noi, măcar prin intermediul la sistema internet, am vorbit de mult timp, ne cunoaștem, dar asta deja e o colaborare. Doar eu tot timpul când vă trimit o informație, eu o trimit, mă gândesc că o să ajungă la Denis, o să ajungă la Veneția, o să ajungă la Padova. Președintele asociației o stampează și o dă la alți moldoveni, de pildă dacă îi pare interesantă, nu? Sí. Trebuie să colaborăm între noi. Eu cred că dacă o să colaborăm între noi și ceea ce am făcut astăzi, sper că o să fie ceva pozitiv și în important. țară o să schimbăm ceva. Am zis mult, puterea crește. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru interviu și succes mai departe. Mulțumim.